Cum vedeți aceste vizite și despre ce pregătire se poate vorbi în acest moment? Știm ajutorul dat de aliații NATO, dar ce poate face România mai mult? Sunt sigură România... și mă bucur că domnul președinte Marcel Ciolacu va merge la Kiev și mesajul pe care îl va prezenta Parlamentului Legislativului Ucranian va fi unul de sprijin pentru poporul vecin, dar în același timp va fi și un mesaj de încurajare pentru românii din Ucraina. Este nevoie de lucrul acesta și sunt într-adevăr momente grele. România militează pentru pace și mai mult decât oricând, atâta timp cât războiul este chiar la granița ta, trebuie să fim vigilenți, trebuie într-adevăr să ne pregătim și mental și nu numai, suntem totuși țară NATO și în momentele acestea trebuie să ne mai gândim la ceva. Sperăm că totuși negocierile, chiar dacă acum sunt blocate, ele totuși să revină. Și într-un final să ne gândim și la un plan de reabilitare post-conflict. Ar trebui să fim un pic optimiști, dar și atenți. Și tuturor celor care sunt în Ucraina acum, să le spunem atât cât putem noi, românii, mai ales românilor de acolo și nu numai, și ucrainienilor, că lucrurile undeva, cumva, se vor așeza. Cred că trebuie să fim pregătiți, bineînțeles, și din punct de vedere militar și sprijinul NATO este, se vede clar, da, că este pus la dispoziția noastră. Dar mai este ceva. Vreau să nu intrăm în panică și să nu transmitem mesaje așa cum vedem transmite chiar președintele Senatului. Nici nu știu, dânsul, cred că nu se uită totuși, nici măcar la televizor, nu citește mesajele după Facebook, nu vede cu atenție la mesajele care se transmit de la Kiev sau de oriunde din Ucraina. Pentru că altfel nu pot să-ți permiți ca politician să fie așa puțin cu capul în nori și laudați-o nu. Nici mă gândesc la el, ci mă gândesc că nu poate să empatizeze cu poporul ucrainian și cu românii din Ucraina. Avem o informație de ultimă oră.